Acum ar trebui să mă auziți. Vă rog, confirmați-mi când se întâmplă asta. Bun, perfect. Atunci să reiau. Deci, am să încep cu o mică recapitulare. Săptămâna trecută am pornit thread-urile. Exemplele de aici nu le-am inclus încă în notițele de curs. Va mai dura puțin până când găsesc timpul să fac treaba asta. Dar le găsiți online aici, în pagina cursului. Dacă veniți la Examples Done in Class, Lecture, Thread Examples, și astea sunt exemplele după care predau. Ok? Deci vă puteți ghida după ele. Oricum, săptămâna asta le voi include și le veți avea. Dar dacă până atunci aveți nevoie să vă uitați peste ele, le găsiți acolo deja. Bun. Atunci, haideți să începem cu o mică recapitulare. Thread-uri vis-a-vis de procese. Am discutat treaba asta săptămâna trecută. Procesele la creare duplică memoria părintelui, destul de multă memorie, și nu există nimic, nicio memorie în comun cu părintele, cu procesul părinte, doar dacă creăm noi un segment de memorie partajată. La thread-uri nu este așa. Toate thread-urile au acces la întreaga memorie a procesului și pot comunica prin variabilele globale, prin heap, tot ce se creează special la crearea unui thread este o zonă de memorie pe care thread-ul să o folosească ca buffer. Thread-ul rulează o funcție, pe când procesul copiază tot codul părintelui și trebuie noi să izolăm cu un if zona de cod specifică procesului. Da? Și după aceea am discutat pasarea de parametri spre thread, cum thread-ul trebuie să poate primi un singur parametru și acel parametru este un pointer. Dacă vrem să pasăm mai multe valori, trebuie să creăm o structură. Dacă nu suntem atenți și pasăm același pointer spre toate thread-urile, se vor întâmpla, vor apărea erori. Dacă vă uitați aici la exemplul param wrong, exact asta va face, după care vă dau exemple corecte de pasare a parametrilor, inclusiv dinamici. Aici veți vedea unde și cum se eliberează memoria și v-am arătat și modalitatea asta murdară de a pasa un parametru care însă e foarte confortabilă. După care, având deja posibilitatea de a crea thread-uri și a le da să execute lucruri deodată, da? S-a pus problema, ok, avem thread-urile, fac calcule deodată, dar vrem să agregăm rezultatele lor. La procese, chestia asta se făcea cu un mecanism de comunicare, pipe, FIFO. Dar aici comunicarea e direct prin variabilele globale și prin ce e alocat în heap. Dar accesul este complet necontrolat. Și atunci am constatat că e nevoie să sincronizăm accesul la memorie. Și am introdus noțiunea de mutex. Haideți să deschid poate un exemplu de asta. Să-l deschid pe asta pe 21 și să-l deschid pe 24. Da? Deci, făcând mai multe thread-uri noi, 10 thread-uri care fac un N++ pe aceeași variabilă globală, rulând programul ăsta, am constatat că rezultatele sunt complet aleatoare. Și pentru a evita treaba asta, am adăugat un mutex pe care l-am inițializat și după aceea la sfârșit l-am distrus și am blocat și am deblocat în jurul variabilei cu problema. Variabila asta se numește resursă critică. Zona de cod care o atinge și care trebuie protejată se numește secțiune critică și secțiunea critică am înconjurat-o cu un mutex lock unlock. În felul ăsta
asigurându-ne că doar un thread poate executa o dată această instrucțiune. Pentru că mutex lock nu poate, deci nu, numai un singur thread odată poate să treacă de mutex lock. Restul, câte vreme mutex-ul e blocat, vor rămâne în așteptare aici. Și asta este cea mai simplă formă de sincronizare, așa numită excludere mutuală, de unde e și numele de mutex, doar unul la un moment dat. Lock, unlock. Veți găsi mecanisme similare. Mi se pare că în Windows, deși sunt numite altfel, cred că se numește Critical Section sau ceva de genul ăsta, și în loc de lock acolo este enter și în loc de unlock este exit, dar funcționalitatea este aceeași. Ce făcea pthread join? Pthread join este ca wait-ul de la procese, așteaptă terminarea unui thread. Dacă doar câte un thread incrementează o dată, atunci nu ar fi tot un fel de programare secvențială. Absolut, Răzvi, așa este, dar ăsta este un exemplu forțat. În mod normal, thread-ul n-ar face numai un plus plus, ar face multe alte treburi. Dar undeva în acel thread ar fi o zonă cu probleme. Doar zona aceea am proteja-o. Restul lucrurilor care se execută în thread ar fi în continuare concurente. Okay? În situația asta, pentru că este un exemplu foarte simplu, da, într-adevăr, deși dacă te uiți, partea asta, thread-urile o vor executa concurent. I++-ul și verificarea condiției. Da? Dar nu e un mare beneficiu. Pentru că facem doar un N++. În alte situații este esențial însă locul și tot ce faci este să te asiguri că doar o porțiune nu se execută concurent. În rest, totul este la liber. Bun. Mai departe, deci, după ce am văzut mutex-ul, să vedem, cred că am trecut la read-write-lock după aceea. 27 de parcă lenta. 30. Nu, cred că 36 era. Așa. Am trecut după aceea la o oarecare optimizare a mutexului pentru situațiile în care avem un număr mare de consultări ale resursei critice și un număr mic de modificări. În situația din dreapta, toate thread-urile modifică variabila n, care este resursa critică. Dar în viața de zi cu zi, programele vor fi un pic altfel. Cele mai multe operații vor fi de citire ale variabilei critice. Să vezi ce valoare are și să iei o decizie pe baza ei. Iar modificările vor fi mai rare. Caz în care se pune întrebarea, vrem ca doar un thread odată să citească variabila? Că noi va trebui să o protejăm oricum și vom pune mutex. Dar dacă punem mutex, într-adevăr, doar un thread va putea modifica odată, dar tot doar un thread va putea citi odată, ceea ce nu este grozav, pentru că citirea nu creează nicio problemă. Tot ce trebuie să ne asigurăm când citim este că nu modifică altcineva. În rest, poți să citească oricât odată. Și pentru a suporta situația asta specială, am introdus noțiunea de read-write-lock, care suportă două tipuri de blocare. Read-lock și write-lock. Write lock-ul se comportă la fel ca mutex lock. Doar un thread poate să treacă prin write lock o singură dată. Read lock-ul însă lasă oricâte thread-uri să treacă prin read lock, câtă vreme nu a trecut niciunul prin write lock. Ca urmare, write lock implementează exact soluția pentru situația noastră, sau oricâți readeri, sau un singur writer.
Nu amestecați. Da? Și asta este redirect acolo. Și după aceea cred că ne-am oprit din discuția mecanismelor de sincronizare și acum ajungem la așa numitele variabile condiționale. No. Variabile condiționale sunt un mecanism, nu sunt complicate, dar funcționarea e puțin ciudată și are detalii. Ca urmare o să am nevoie să fiți atenți. Și voi începe cu folosirea simplă a variabilelor condiționale și după aia cu cea completă. Ok? Și exemplul este exemplu 39. Wake up basic. Și din coace o să îl deschid pe... De fapt, nu o să-l deschid, că îl voi rula pe asta de aici. Da? Despre ce e vorba? Variabila condițională are un nume care nu neapărat reflectă utilizarea care eu vă arăt aici. Funcționarea ei este de genul pot să fac un thread să aștepte până când alt thread îl trezește. Asta este cea mai simplă modalitate de a o descrie. Veți găsi acest mecanism în multe limbaje de programare și îl veți găsi chiar sub acest nume. De exemplu, în Java sunt metodele wait și notify. În C Sharp, probabil și acolo este ceva de acest gen. În C, care practic este implementarea de bază, se numesc variabile condiționale. Și haideți să vedem un pic despre ce e vorba și cum funcționează. Tipul unei variabile condiționale este acest pthread cond t, da? Și trebuie să rețineți o variabilă condițională întotdeauna funcționează în conjuncție cu un mutex. Deci nu veți avea niciodată o variabilă condițională fără să aveți un mutex lângă ea. Inițializăm cele două structuri, mutexul și variabila condițională, și acum facem două thread-uri, A, FA și FB, după care așteptăm după ele și după aceea distrugem mutexul și variabila condițională. Haideți să vedem ce fac thread-urile. Thread-ul F tipărește, ciclează de 10 ori, tipărește A și numărul iterației, după care blochează mutexul și semnalizează variabila condițională. Da. Asta e un fel de, ăsta este acel wake up. Ok, numai puțin că Răzvi a întrebat ceva. Ok, am să fac o paranteză ca să-i răspund lui Răzvi. Exemplu cu N++, da, așa este problema, dar nu era doar de la faptul că două thread-uri citeau aceeași valoare ale N++, de asemenea și scriau deodată, dar într-adevăr citirea aceleiași valori era problematică. Însă, acele thread-uri vor fi writeri, dacă te referi la read-write-lock. Ca urmare, ele vor folosi un write lock și nu vor mai citi aceeași valoare. Dacă însă thread-urile citesc valoarea pentru a lua o decizie pe bază ei și nu s-o modifice, atunci pot să folosească read lock fără probleme. Bun, revenind la variabilele condiționale. Deci FA îl semnalizează variabila condițională, iar FB așteaptă la variabila condițională. Haideți să compilăm și să-i dăm o rulare și după aceea să discutăm un pic ce se întâmplă aici. Ok. Haideți să și să-i mai dau o rulare. N-am foarte mult noroc astăzi. Încerc să... Ba da, asta am vrut să vedeți. No, haideți să vedem un pic ce se întâmplă. Thread-ul B pur și simplu așteaptă, așa o numesc eu, așteaptă la variabila condițională. Până când cineva îi spune să se trezească. Adică până când cineva cheamă acest signal.
Însă, așteptarea și semnalizarea trebuie să facă sub protecția acelui mutex. De aceea vedeți că fac unlock, lock unlock în jur. Și variabila condițională primește mutexul. Deci, wait-ul primește nu doar variabila condițională, ci și mutexul. Asta va trebui să discutăm. Și atunci, FB, când începe, prinde mutexul, intră în așteptare. Când se trezește, deblochează mutexul și tipărește B. FA iterează de 10 ori, tipărește numărul iterației și de 10 ori îl trezește pe B. Ok? Și acum ce e de observat este că uneori B se trezește doar după 10, alteori mai devreme. Și asta este din nou o parte a funcționării speciale, funcționării aleatoare a threadurilor. Acum, ce se întâmplă în spate de fapt? Funcția FA semnalează variabila condițională. Asta nu înseamnă că se și oprește din execuție, încât FB să preia execuția, să se trezească și să facă ce-i de făcut. Nu. Doar presupun să presupunem că doar pune un flag pe variabila condițională care zice semnalat. Și de acolo încolo e treaba schedulerului sistem să se prindă că FB așteaptă la o variabilă condițională care însă a fost semnalată și să-i dea procesor. Ca urmare, faptul că eu semnalez variabila condițională nu înseamnă că ăsta instant intră în acțiune. Și asta puteți să vedeți. Uneori intră în acțiune aici, alteori aici. După cum îi dă procesor sistemul. Ok? Uneori se va trezi din prima, alteori mai târziu. No, acum mai este povestea mutexului și asta trebuie să vă spun din start, că după aceea o să vedeți la folosirea completă a variabilor condiționale, acolo chiar e importantă. V-ați putea întreba următorul lucru. Dacă FB blochează mutexul și după aceea intră în așteptare, ce șanse mai are FA să blocheze mutexul? Din moment ce FB l-a blocat și stă în așteptare cu el blocat. Asta este întrebarea pe care vreau să vă puneți. Să văd ce zice Smoke între timp. Nu se poate întâmpla să intre prima dată în FB și mutex și să aștepte. Ba da. Tocmai asta zic. Dacă intră FB aici primul, blochează mutexul și după aia intră în așteptare. Asta numai, teoretic, asta nu mai poate intra. Asta nu mai poate intra, că nu mai poate bloca mutexul. Și aici este figura importantă și nu foarte intuitivă. Când intrăm în wait, îi dăm funcției și mutexul. Iar funcția wait, primul lucru pe care îl face este să deblocheze mutexul. Îi dă drumul. Că altfel, într-adevăr, blochează, nu mai mișcă nimeni altcineva. Deci când intrăm în așteptare, de-aia îi pasăm mutexul funcției wait ca să-i dea drumul. În momentul în care variabila condițională este semnalată și wait se trezește, înainte ca wait să revină, stă să blocheze mutexul din nou. Ca urmare, din punctul de vedere al lui wait, mutexul rămâne în aceeași stare. Doar câtă vreme suntem în așteptare, mutexul e blocat. Când am ieșit din wait, mutexul e blocat la loc. Okay? Deci wait face ceva de genul. Deblochează mutexul, stai până te trezește cineva. A, m-am trezit, blochez din nou mutexul și revin. Da? Și ăsta e motivul pentru care FA își poate continua activitatea. Altfel n-ar putea. Câte vreme FB este în așteptare, mutexul este deblocat. Chiar dacă aici a fost blocat, ăsta îl deblochează. De asemenea, dacă eu semnalizez variabila condițională, wait e posibil să se trezească.
Dar nu va reveni până nu prinde mutexul. Corect? Că asta am zis că face. Înainte să revină, încearcă să blocheze mutexul. Dar mutexul nu-l poate bloca până când nu-i dă ăsta drumul aici. Ca urmare, momentul în care FB se trezește depinde de foarte mulți factori. Cum primește procesor, când prinde mutexul, nu sunt foarte mulți, sunt doi de fapt. De asemenea, în momentul în care ăsta face mutex unlock și wait încearcă să facă lock, e posibil ca tot ăsta să prindă procesor și să facă mutex lock înaintea lui wait. Ca urmare, ăsta e posibil să se învârte de mai multe ori. Ceea ce și vedeți că se întâmplă. Se fac 10 signaluri și B nu reușește să prindă. Aici se fac doar 7. Bun. Asta este funcționarea de bază a variabilei condiționale. Pe scurt, unul stă și așteaptă și altul îl semnalizează când să se trezească. Dar în jurul acestei funcționări apare acest mutex care trebuie să protejeze cele două apeluri. Da? Aici și aici. Și după aceea apare complicația ulterioară. Ok, dacă am blocat mutexul aici, trebuie să-l dau lui wait să le libereze, ca apoi să-l reblocheze când iese. Per ansamblu e simplu, stai până când te trezește cineva, dar la implementare trebuie să adaugi și mutexul și să înțelegi funcționarea asta internă. Bun. David are o întrebare, dacă aveți și alți întrebări, vă rog, scrieți-le. Dacă am pune print B în interiorul mutexului, ar putea să afișeze după fiecare apel al lui A? Teoretic, nu. Doar o dată ar afișa, pentru că FB nu ciclează. FB nu ciclează. A, tu zici, dacă am pune print B aici, în interiorul lui wait, atunci poate că. Dar nu, nici atunci. Ca să tipărească de mai multe ori, FB ar trebui să cicleze. Bun. Smoke întreabă. Mai explicați, vă rog, odată cum se poate ca în FA să se execute de mai multe ori acel cod fără să trimite la FB. E foarte simplu. FA nu îi trimite nimic lui FB. Deci, signalul nu este similar cu al scutura pe FB să se trezească. Signalul este ceva de genul, am pus un anunț la vizier ca FB să se trezească. Dar e treaba, nu știu, altui angajat să vadă anunțul și să se ducă să-l trezească pe FB. Ca urmare, FA, când face signal, doar marchează variabila condițională. Cineva trebuie să se trezească. Faptul că sistemul intervine și chiar îl trezește pe FB și după aia FB chiar prinde mutexul în competiția pentru mutex cu FA, asta e dincolo de ce putem noi ști. Deci nu știm cine și cum va prinde. Ok. Deși se numește signal, nu e semnal. Ok? Nu e semnal. Mai există încă o funcție, pthread_code_broadcast. pthread_code_signal trezește unul dintre cei care așteaptă la variabila condițională, dar pot să fie mai mulți. Broadcast îi va trezi pe toți. Bun, Răzvan IP. Semnalul acela stă ca într-o coadă de așteptare? Nu. E pur și simplu un flag în variabila condițională, care îi pus pe, să ne gândim așa, când e 0, nu e semnalizată. Când e pe 1, trebuie să se trezească 1. Când e 2, trebuie să se trezească toți. Tu te duci și pui și faci signal, da? Dar tu ai procesorul. Dacă sistemul te întrerupe, da? Așa numita planificare preemptivă, vom discuta săptămânile viitoare despre ea. Dacă sistemul te întrerupe și dă procesorul unui alt thread, atunci se va uita la variabila condițională, va zice, stai mai că ăsta, au pus un 1 aici, deci trebuie să trezesc unul dintre thread-urile care așteaptă la variabila condițională. Și atunci îi dă procesorul acelei funcții. Poate, poate nu. Nu-i garantat. E posibil să îi dea toată lui a care a făcut semnalizarea. Paul Moll. Deci când se intră în FB, se face lock.
Unlock. Exact. În implementarea pe care o vezi, avem un lock explicit al nostru, un lock unlock invizibil făcut de wait și după aia un lock explicit al nostru. Așa, David. Dacă sunt mai multe thread-uri în așteptare, când apelăm signal, există ordine în care un thread este trezit? Nu. Aici însă lucrurile depind de politica de planificare. În general, în ziua de astăzi, planificatorile astea sunt foarte complexe. Pentru că sistemul trebuie să intervină, să zicem, tot la câteva microsecunde și să dea procesorul unui alt thread. Și din multitudinea de thread-uri care există. Și nu doar thread-uri, ci și procese. Deci avem în sistem procese, avem thread-uri care concurează pentru procesor. Și sistemul trebuie să decide cine prinde procesorul și trebuie să o facă într-un fel cât mai echitabil pentru toți. Aici mai intervine faptul că unele thread-uri pot să aibă priorități mai mari sau și altele priorități mai mici, caz în care alea cu prioritate mare trebuie să prindă mai mult procesor decât alea cu prioritate mică. Mai intervine faptul că unele așteaptă la mutex, altele nu. Și ca urmare, alegerea thread-ului următor care să prindă procesorul nu este deterministă. Nu știi ce va face sistemul de operare. Ca urmare, te poți baza doar că e haos. Și că sistemul va face totul ca procesoarele să fie folosite cât mai bine. Dar asta nu înseamnă nimic special. Uite, aici le poți vedea. FA s-a învârtit de 10 ori până ca B să se trezească. Da? Aici s-a învârtit numai de 7 ori. Și sincer, ceea ce vedem aici, nici măcar aici, nu suntem siguri că ce vedem este chiar ce este. Pentru că poate B-ul de aici a fost tipărit cândva aici, dar doar acum a apucat să ajungă în consolă. Deci, din nou, haosul este singura garanție și noi vom aduce ordine acest haos pe bucățele, în zonele critice. Și atât. Bun, deci am discutat funcționarea variabilei condiționale necesară situație în care un thread trebuie să aștepte până când altul îi spune să pornească. Dar acest mecanism se numește variabilă condițională pentru că se poate folosi și în conjuncție cu o condiție. Să spunem ceva de genul FB trebuie să se trezească când îi spune altcineva, dar nu trebuie să facă nimic decât dacă o anume condiție e îndeplinită. Și voi trece la exemplu următor, care este un exemplu apicol, că e foarte greu să vin cu un alt exemplu decât ăsta. Însă, cei care ați făcut seminar cu mine, deși nu cred că ați făcut seminar cu mine, la seminar vă arăt cum se implementează un read-write lock cu variabile condiționale și acolo devine foarte clară treaba. Să vă spun despre ce e vorba. Am implementat o problemă în care avem trei thread-uri. Un thread este fermierul, unul este ursul și unul este albina. Ok, trebuie să mă întrerup că avem o întrebare. Dar când se face un FB cond wait, el va aștepta, dar de la FA mutexul va fi primit unlock. Nu știu exact cum să-ți răspund, Smoke, la întrebarea asta. E un pic neclar formulată. Când se face, el va aștepta, dar de la FA... Nu știu cum să-ți răspund. Te rog, reformulează-o, că nu mi-e clară. Bun. Să continuăm cu problema apicolă. Deci avem trei tipuri de thread-uri. Fermier, urs și albina. Și mai avem și... Să zicem, un butoi cu miere. Albinele produc miere, ursul mănâncă miere și fermierul doarme până când este notificat că s-a terminat mierea și atunci trebuie să mai aducă din cămară miere ca să nu se supere ursul. Ok? Cam asta e povestea. E o poveste de
avem sau nu avem destule resurse. Ca urmare, albinele, honey, mierea este pur și simplu un contor, da? Iar albina doar incrementează contorul într-una. Funcția asta, gău, nu știu, va da fals după 5 secunde. Deci toată execuția va dura 5 secunde. Ca urmare, timp de 5 secunde, albina va tot adăuga miere. Inițial avem 10 unități de miere. Ursul, tot pentru 5 secunde, va tot mânca câte o unitate de miere. Evident, zoologic treaba n-are sens că nu poate ursul să mănânce, nu poate albina să producă cât mănâncă ursul dintr-una, dar trecem peste asta. Deci albina produce o unitate, ursul consumă o unitate. Dacă se termină mierea, ursul îl trezește pe fermier, care se duce și mai adaugă 100 de unități de miere. Da? Asta este jocul. Pornim cu 10 unități de miere, albinele produc, urșii consumă și dacă se termină mierea, trebuie să se trezească fermierul să mai aducă din cămară ca să fie ursul fericit. Este o poveste deosebită. Haideți să vedem cum o implementăm. Să începem cu partea de main. Partea asta de clock, get time, e necesară doar ca să limitez funcționarea la 5 secunde. În rest, am o variabilă condițională și un mutex pe care le inițializez, după care creez un thread cu funcția fermier și 10 albine și 10 urși. După care aștept să se termine thread-urile și distrug mutex-ul și variabila condiționată. Da? Deci, în main, doar ne pornim vietățile, adică un fermier, 10 albine și 10 urși. Și acum să vedem distracția de aici. Mutexul este necesar ca să protejăm mierea, da? Și la albină nu mai este mai mult de spus de atât. Și ca urmare, cred că am să mut funcția albinei mai jos ca să putem avea fermierul și ursul în imagine, pentru că ăștia sunt cei care folosesc variabila condițională. Și acum ce se întâmplă? Ursul blochează mutexul și zice, dacă este miere, mănânc. Dacă nu, semnalizez, trezesc fermierul. Și tipăresc un semn de întrebare ca să devină clar că l-am trezit. Asta e ca un fel de feedback, să vedem ceva în linia de comandă. Da? Și după care ursul continuă. Blochează, dacă nu-i miere, trezește fermierul. Deblochează și se tot învârte. Da? Fermierul. Și la sfârșit, după 5 secunde, ursul se asigură că fermierul se trezește, că e posibil ca fermierul să rămână dormind dacă nu îl trezește niciodată. Și atunci aici ne asigurăm că trezim fermierul ca să se încheie și thread-ul fermier. Da? Că altfel ăla rămâne blocat aici. Fermierul ce face? Câte vreme, adică 5 secunde, blochează mutexul, după care intră în așteptare. Dar așteptarea asta se face într-un while. Și asta este interesant. Asta e partea ciudată. Ce se întâmplă aici? Fermierul e posibil să fie trezit de mai multe ori. Dar până când se trezește, că știți că ați văzut că nu se trezește instantaneu, ci trece ceva timp, e posibil că în momentul în care se trezește, albinele să fi adăugat suficientă miere încât el să nu mai trebuiască să intervină. Ca urmare, acest wait e pus într-un while. Și atunci funcționarea e în felul următor. Fermierul intră în așteptare. Ursul trezește. Fermierul vine aici să uite dacă mai are timp, dacă nu trebuie să oprească. Și dacă există miere în momentul în care s-a trezit, intră înapoi în așteptare. Nu are rost să facă nimic. Și asta vă spun legat de asocierea unei variabile condiționale cu o condiție.
Semnalizarea se face în momentul în care condiția este satisfăcută, adică trezește-te, nu mai e miere. Dar când ăsta se trezește, se asigură și el că mai e valabilă condiția, că între timp e posibil să se fi schimbat. Și dacă nu e valabilă, intră din nou în așteptare. Ok? Deci semnalizarea se face dintr-un mutex lock unlock. Așteptarea se face și ea între un mutex lock unlock, dar de asemenea în interiorul unui while care verifică condiția. Singura situație în care fermierul intră în acțiune este când se trezește și într-adevăr nu-i miere. Și atunci zice ok și mai adaugă 100 de unități de miere, dă drumul la mutex și continuă ciclu, adică blochează mutexul și intră din nou în hibernare, adică în așteptare dacă e cazul. Haideți să îi dăm o rulare. Exemplul nu e neapărat simplu și până îl compilez am să vă rog să vă uitați la el și să veniți cu întrebări. Opa. Bun, și acum să-i dăm drumul. Cam așa arată rularea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Fermierul a intrat în așteptare. Ursul săracu îl semnalizează de nu știu câte ori, până la urmă fermierul se trezește. Și după ce adaugă miere, intră iar în hibernare. Aici, din nou, urmăriți. Ursul trezește. Îl semnalizează. Fermierul se trezește, dar pe când s-a trezit, a revenit. Deci, albinele au prins din urmă și au creat miere. Ca urmare, fermierul nu mai zice ok, nu mai pune miere, ci pur și simplu intră înapoi în așteptare. Între timp, ursul iară mănâncă mierea și iară îl trezesc pe ăsta. Dar pe când se trezește el, din nou e suficientă miere, că albinele au prins din urmă. Ca urmare, iară intră în așteptare. După care iar ursul trezește, ăsta se trezește instant, miere nu este în acel moment, adaugă miere și iar intră în așteptare. Și tot așa și iar așa. Bun, să vedem ce întreabă Ștefan. Care era mai exact problema dacă puneam if în loc de al doilea while? Mulțumesc, asta este o întrebare bună. Întrebarea colegului vostru este, și aici am să... am să schițez un pic mai simplu treaba. Deci avem, ăsta este urs și ăsta este fermier. Da? Acum asta e colorat complet aiurea, dar e ok. Ursul zice signal, fermierul zice while. Este while honey mai mare decât 0. Wait. Ok? Sar peste partea cu mutexurile, deși trebuie să fie aici. Deocamdată nu mai vreau să discut logica. Și acum Ștefan întreabă de ce să pun while și nu, să nu pun aici, de fapt, un if. Haideți să vedem cum ar arăta în implementarea asta. Dacă pun if, ce se va întâmpla? If va zice, dacă nu-i miere, așteaptă. Dar după ce se trezește, el nu va mai verifica dacă are sens să adauge miere. Și pur și simplu va adăuga. Pentru că if-ul nu-l forțează să mai verifice o altă condiție. While-ul îl forțează, ok, tu ai fost trezit, dar până te-ai trezit lucrurile s-au schimbat. Mai verifică o dată condiția, că altfel acționezi când nu-i cazul. Ok, asta este diferența, Ștefan. If rezolvă intrarea în așteptare prima dată, dar nu verifică
dar nu rezolvă reverificarea condiției de pătrăzire. Exact, Paul Moll, asta ar fi făcut. Deci, dacă punem if, la trezire se trece direct la acțiune, indiferent de starea condiției. De aceea e nevoie de while. Și asta e partea de obicei mai greu de înțeles. While aici, nu if. If-ul verifică numai o dată. Tu ai nevoie să verifici și să acționezi doar când condiția este satisfăcută. No, acum, nu veți întâlni foarte multe situații în care să folosiți mecanismul ăsta, dar cel mai des îl veți folosi pe cel basic, în care un thread stă până când îi spune altul să pornească. Da? Dar e bine să știți că există varianta asta pentru că nu e neapărat intuitivă funcționarea și de asemenea e bine să știți că semnalul nu înseamnă că ăsta sare direct și intră în acțiune, ci mai durează puțin timp. Astea sunt mici subtilități pe care nu le puteți intui, dar care vă vor atinge dacă nu știți de ele. Bun, haideți să vedem dacă sunt întrebări legate de exemplul ăsta cu variabile condiționale asociate cu o condiție. Mai are cineva întrebări? Bun, atunci să mergem mai departe la un alt mecanism de sincronizare. Și anume la bariere. Acum, barierele sunt mult mai simple decât variabilele condiționale. Despre ce e vorba? Barierele se folosesc în momentul în care avem nevoie. Aici nu știu ce e cu haniul ăsta. Cred că l-am uitat aici de la un copy-paste. O secundă, te rog. Deci, mierea nu e necesară. Dar copy-paste-ul are darul de a crea situații de genul ăsta. Barierele cumva sunt botezate bariere, dar nu neapărat are sens noțiunea de barieră. Să vă spun cum funcționează. Creez o grămadă de thread-uri și vreau ca toate să se întâlnească într-un anume moment și să aștepte una după alta și când toate au ajuns acolo să meargă mai departe. Acum, cum fac treaba asta? Din nou am aici niște funcții legate de timp, care să, de exemplu, elapsed îmi spune câte milisecunde sau câte secunde au trecut de la pornirea programului și idle stă și așteaptă un pic. Ok? Deci astea sunt numai ca să fac exemplu un pic mai ușor de vizualizat. În rest, declar o barieră și uitați ce se întâmplă. Inițializați bariera cu 10. După care creez 10 thread-uri și la fiecare thread îi dau numărul de ordine ca să îmi spună cine este. Asta e numai ca să meargă print foo. După care aștept să se termine thread-urile și distrug bariera. Thread-urile vor face următoarea figură. Fiecare vor sta o bucată de vreme și după aia vor zice am ajuns la barieră. Și după aceea veți vedea că nici una nu va trece mai departe, deci niciun thread nu va tipări asta până când nu ajung toate thread-urile aici. Deci este cumva bariera zice mai inițializat cu 10, ca urmare voi sta aici până când 10 thread-uri execută acest wait. Și atât. Deci bariera nu are altă funcție decât wait-ul ăsta. Dacă o compilăm și o rulăm,
Avem warning-urile din cauza trimiterii astea de parametru. Și uitați ce se întâmplă. Deci, la pornire, fiecare thread așteaptă i ori 500 de milisecunde. Adică primul thread nu va aștepta deloc și ultimul va aștepta din 10 thread-uri, nu știu, o jumătate de secundă sau ceva de genul. Da? Toate thread-urile ajung la barieră și după ce au ajuns toate, toate continuă mai departe. Asta este mecanismul. Și este foarte util de folosit în situații în care ai mai multe thread-uri care fac calcule și trebuie să aștepți ca toate să-și termine calculele, ca apoi să continui cu următoarea rundă de calcule. Dacă vreți, bariera e foarte utilă la a face runde. Suntem 10 thread-uri în această rundă, toate facem niște calcule. Când toate am terminat calculele, trecem la următoarea rundă, care depinde de rezultatele celei anterioare. Dacă vă aduceți aminte de adunarea în paralela numerelor, stați să văd, mai știu eu pe unde v-am desenat-o pe aia, adunarea în paralela numerelor arăta în felul următor. Era ceva de genul ăsta. Aveai un șir de numere și la început aveai, să zicem, patru thread-uri care adună numărul ăsta la ăsta și încă unul care adună numărul ăsta la ăsta și încă unul care adună numărul ăsta la ăsta și după aia încă unul care îl adună pe ăsta la ăsta și optul ștergem, da? Și atunci vom avea patru thread-uri care simultan vor face aceste adunări. Și trebuie să stăm până când toate își termină adunările. Ca după aia, două dintre ele să continue cu următoarea rundă de adunări. Și să așteptăm ca ambele să-și termine treaba ca să continuăm cu următoarea rundă de adunări. Și aici am folosit o barieră. Dăm drumul la patru pentru să facă adunările și fiecare va aștepta la o barieră inițializată cu patru. După care facem o altă barieră pe care o inițializăm cu doi și dăm drumul la două thread-uri care după ce fac adunarea vor aștepta la bariera cu doi. Când amândouă ajung la barieră, înseamnă că amândouă și-au gătat calculele și putem trece la următoarea etapă. Întrebări, vă rog.